și 2 de ani din Pitești, care conducea un autoturism dinspre strada depozitelor către bulevardul Nicolae Bălcescu, la trecerea la nivel cu calea ferată simplă, semnalizată corespunzător, fără bariere, a intrat în coliziune cu un tren automotor. Iar în urma impactului a rezultat decesul conducătorului autoturismului, dar și a pasagerului, un bărbat de 69 de ani. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut și luarea măsurilor legale care se impun. Mulțumim frumos!